Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, mulțumesc că sunteți cu noi. Seara asta o ediție specială în cadrul căreia aveți putea să vă exprimați opiniile, luăm telefoane în direct. Vom intra în legătură directă și cu o parte dintre cei rămași pe listele PSD-ului. Așa cum știți, e o torsătură de situație neașteptată la Comitetul Executiv la București, de unde Ion Călinoiu n-a mai rămas pe listă. Asta a fost o surpriză pentru mulți, se pare. Cum pe listă n-au rămas nici Laurențiu Ciurel, nici Ion Ciocea, lista PSD-ului a suferit foarte multe modificări. O să vă citesc imediat după ce vă prezint invitații. În studio alături de mine Eduard Lădaru din partea ALDE și Gheorghe Pecincină din partea PNL. Bună seara! Bună seara! Și vor fi prin telefon alături de noi Mihai Weber, Alin Văcaru, Ion Ciocea, sper eu, și mulți alții, inclusiv dumneavoastră, cei care vreți să vă exprimați părerea despre listele partidelor, nu numai despre listele Partidului Social Democrat. Înainte să vă dau tonul discuțiilor, citesc lista de la PSD, așa cum a rămas ea după acest comitet executiv. La deputați, Victor Ponta, locul 1, locul 2, Mihai Weber, locul 3, Alin Văcaru, locul 4, Elvira Șarapatin, locul 5, Bebe Ionică. Iar la Senat, Florin Cârciumaru pe locul 1, în locul lui Ion Călinoiu, pe locul 2 Claudiu Manta și pe locul 3 Andrei Maioranu. Cel puțin astea sunt datele pe care le avem confirmate din mai multe surse din interiorul PSD. Ziceți. Da, sigur. Acum, lista a suferit sau nu modificări? N-a suferit foarte mult lista, cât au suferit oamenii de pe listă care au fost, care nu se mai regăsesc pe lista respectivă. Așa cum s-a spus de foarte mult, cum spunea și Dian Popescu, vor pleca la București cu lista lor și vor veni cu lista lui Dragnea. Așa se întâmplă în acest moment. Sigur, pe domnul Maioran cred că nu l-au mai luat în calcul, îl scoteau definitiv. Dar în ceea ce privește pe domnul Florin Cârciumaru, îl așteptăm în aceste alegeri, că sper că nu va minți electoratul că o să candideze la funcția de senat pe primul loc, o să iasă senator, după care o să se retragă și o să rămână în continuare primar, nu? Va merge în Senatul României și nu va minți electoratul. Vom afla probabil mâine de la Florin Cârciumaru ce intenționează să facă odată fiind pe această domnul listă. Domnul Călinoiu nu știu ce speranțe mai trăgea să fie pe această listă de vreme ce tot Liviu Dragnea i-a spus stop la alegerile locale și nu l-a mai lăsat să candideze pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. Pierzând funcția de președinte la Consiliul Județean, practic, a pierdut tot partidul. Da, cazul lui Ion Călinoiu s-a discutat în mod special în Comitetul Executiv și domnul Dragnea chiar a făcut o declarație, vă și citesc declarația pe care a făcut-o la momentul la care le-a răspuns ziariștilor cu privire la modificările aduse acestor liste. Citez, au fost și situații în câteva județe în care listele au suferit modificări. Am avut, din păcate, în timp real o astfel de situație cu listele de la Gorj. Domnul Călinoiu azi a avut o problemă pe locul 1 la Senat, în locul lui este Florin Cârciumaru. Deci Liviu Dragnea se referă la condamnarea pe care Ion Călinoiu a obținut-o astăzi. Este doar un pretext această condamnare, pentru că până la urmă condamnarea, pedeapsa este dispusă de instanță, a fost amânarea aplicării pedepsei. Deci, practic, nu are nicio pedeapsă. Discutăm mai pe larg despre subiectul ăsta. Dar până la urmă, este de râs, pentru că dacă domnul Florin Cârciumaru nu va rămâne senator, atunci înseamnă că PSD nu are oameni de pus pe listă. De ce să rămâi domnul pe Florin Cârciumaru? Discutăm despre fiecare caz. Domnul Lădaru, eu mi-aduc aminte chiar aici în emisiune, cred că discutam în vară, sau mă rog, în primăvară, înainte de alegeri, despre această opțiune ca Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru să plece în Parlamentul României. A negat cu vehemență atunci. Să știți că într-o primă variantă cu listă, înainte să ia decizia în ceea ce privește pe Călinoiu, a apărut varianta cu Florin Cârciumaru pe locul 2, ceea ce era plauzibil, era plauzibil cu Florin Cârciumaru pe locul 2 și Ion Călinoiu locul 1 la Senat. Da. Pentru că cei doi dinozauri ai PSD-ului își doreau să ajungă la București să-și termină cariera, probabil și cu o pensie de la Parlamentul României. Păi de-aia eu sper că domnul Cârciumaru să nu minte electoratul și să plece la București, adică să lase Târgu Jiu. Există și să lase Târgu Jiu și să... Nu că nu m-aș bucura pentru Claudiu Manta. Cred că Claudiu Manta e tânăr. Cred că asta a este fost singurul de pe lista PSD cu privire la care nu am absolut nicio rezervă și sunt convins că... O să analizăm pe fiecare imediat, dar ce vreau să vă întreb, că toți discutăm despre... De respect față de activul PSD. Pentru că ei au votat o listă.
Nu știu cum și-au permis să o schimbe și de ce și-au permis să o schimbe. Și asta de criteriile și... pe baza căreia se făcea lista la PSD fusese renunțate înainte de votul de la... Așa, atunci trebuia să știe... Adică știți declarațiile domnului Dragnea la... nu știu pe unde era, pe undeva pe la... Criteriile vizează pe alții pe Dragnea. Dar să nu uităm totuși că PSD-ul a pierdut majoritatea atât în Consiliul Județean cât și în Consiliul Local la municipiul Târgu Jiu. Deci PSD-ul nu mai stă cum stătea acum 7 mii de ani. Nu mai stă cum stătea și avea o șansă acum, eu nu o să fiu ipocrit și o să spun, domnule, ce rău îmi pare. Nu, îmi pare chiar foarte bine. M-am văzut pe de la Darul Brăcat de Negru și am crezut inițial că ține de doliu. După... Ne pare bine pentru că și niște oameni și oricât am fi adversari politici, dar trebuie să-i dăm ceva roșu și domnului Pecingi în seara asta, că e singurul care face notă discordantă. Deci, domnul Ciuce chiar era un plus pentru lista PSD-ului și erau anumite probleme în ceea ce privește... Ca să echilibrăm puțin situația, pentru că vorbiți de PSD, o să-i rog pe colegii mei să ne facă legătura telefonică cu cei de pe listă, să încerce să intre legătură directă cu Alin Văcaru, Mihai Weber, Ion Ciocea, să vedem ce părere au, cum văd și dânsi și modificările acestei liste. Până atunci sunteți amândoi juriști, explicați-mi și mie care este treaba cu această condamnare la domnul Călinoiu, condamnat la 4 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei și ce termen de încercare 2 ani. Ce mai ușor pedepsă după amenda penală. După și renunțarea. Sigur, dar eu zic că... aplicarea pedepsei. Deci, eu încă din noi, în ceea ce privește pedepsa de astăzi, așa cum spunea și Eduard Rădaru, lucrurile erau simple. Dacă era cineva în locul lui Ion Călinoiu, ar fi... În momentul de față, Ion Călinoiu nu are cazier. Nu se înscrie în cazier. Amânarea executării pedepsei. Dacă era cu suspendare, era altceva, dar e cu amânarea executării pedepsei. Și nu se înscrie în cazier. Deci, practic, are cazierul curat. Și în cazul celor care au, mă rog, infracțiuni la legea circulației, când se aplică o asemenea pedepsă, inclusiv permisul nu se anulează, exact, ci se suspendă pe trei. Păi și atunci, de ce au fost atât de riguroși cei de la PSD? Sigur că da, abia așteptat să scape de Călinoiu, asta spunea și eu. A fost un pretext, un motiv. Oricum, Călinoiu nu era lăsat să... Păi haideți să vă întreb altceva. Din pozițiile de la PNL, cel puțin pe care le-am văzut în ultima perioadă, dar nici noastră nu faceți notă discordantă, am remarcat faptul că vi se bazează campania pe faptul că lista... componența listei PSD este plină de oameni cu probleme de natură penală. V-ați fi folosit de această condamnare a lui Ion Călinoiu în campanie? Sigur că da. Deci ca imagine până la urmă? N-am mai rămas penal la PSD. Pe lista asta, în afară de Ponta care are derogare? Ponta, drag, nu au derogări, dar ei, pentru ei nu se aplică. Stați niște de greșit, Florin Cărciumaru e o țintă pentru realizările care le-a avut în Târgu Jiu de 16 ani, cred că vom avea o pâine de mâncat. Avem telefon. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara invitația dumneavoastră și tuturor spectatorilor. Vă mulțumesc că sunteți în legătură directă cu noi. Cum vi se par schimbările de pe listă? Deocamdată n-am nimic oficial. Ce am văzut la dumneavoastră din presă, eu v-am spus de la început, mi-aș dori să păstreze lista care s-a votat în Comitetul Executiv, pentru că așa ar fi normal. Au votat 107 delegați. Dacă vor fi schimbări, mă voi consulta cu cei care m-au susținut, să vedem care e decizia și ce cale vom urma. Dar deocamdată, la momentul acesta, nu am nimic oficial, n-am fost informat de un coleg, de domnul președinte Cărciumaru, că s-ar fi schimbat ceva. Dacă nu, rămâne să vedem atunci când se va finaliza. Bun, dar... Domnule, o să-l rog, este prin telefon și domnul Dian Popescu, o să-i spun și dumnealui bună seara. Ce rugăminte am? Să nu vorbiți bună seara, dar să știți că sunt Dian Popescu, nu Ciocea. Știu, asta am și spus. E poza pe televizor, vă vedem. O să vă rog să nu vorbiți amândoi în același timp ca să reușim să ne înțelegem. Domnule Văcaru, ne-a fost confirmată componența acestei liste și aceste modificări de colegi de-ai dumneavoastră care au fost la București. Cred că și dumneavoastră știți că aceste modificări s-au produs astăzi. Despre schimbarea lui Ion Călinoiu de la Senat a vorbit chiar Liviu Dragnea la televiziune centrale. Da, de schimbarea domnului Călinoiu l-am auzit și eu, domnul președinte Dragnea. În rest, cealaltă listă de care spuneați dumneavoastră de schimbări, nu știu, au fost numai zvonuri, fel și fel de variante. Lista finală eu nu mi-a fost adusă la cunoștință. Bun, în condițiile în care domnul Ciocea dispare de pe listă, dumneavoastră ați făcut o declarație săptămâna trecută chiar la emisiune. Vă mențineți declarațiile făcute săptămâna trecută? Am spus foarte clar, eu nu vreau decât locul 3, locul pe care mi l-au dat colegii în Comitetul Executiv. Păi l-aveți. Da? Dacă dumneavoastră spuneți că l-am, înseamnă că și aici este bine. Restul voi discuta cu cei care m-au susținut, ce vom face de acum încolo dacă apar schimbări pe acea listă, mă refeream la locul 2 și 3. Veți susține, nu știu, candidatura lui Mihai Weber pe locul 2?
Dacă colegii mei care m-au susținut, v-am spus, decid ca să rămân, e normal, voi susține până la urmă Partidul Social Democrat, pentru că prioritar pentru mine este ca în toamnă să câștigăm alegerile, să facem un guvern împreună cu ALDE. Asta a fost prioritatea, asta am spus-o și atunci când am intrat în această competiție internă, prioritar pentru mine nu este cine va fi pe locul 2, pe locul 3, să câștigăm alegerile din toamnă. Dar încă o dată, deocamdată sunt informații pe care eu acum le-am trimis, sunt la cald, voi spune mâine, vă voi spune exact decizia care o voi lua. Ultima întrebare, spuneți-mi dacă mai are Ion Călinoiu vreun viitor în politică în momentul în care este a doua respingere din partea PSD? Nu știu, întrebați-vă domnul Călinoiu, nu vreau eu să-mi dau cu părerea, e treaba dumnealui ce decide să facă de acum încolo. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. O seară bună. Domnule senator, sunteți cu noi, ne auziți? Da, vă aud. Spuneți-mi, de unde știați de schimbările astea? Că dumneavoastră ați anticipat o parte din ele. Nu, le-am anticipat pe toate, dar haideți să spunem lucrurile corect până la sfârșit. Alin Băcari este un tânăr la care eu țin foarte mult. Și aș recomanda de acum încolo să fie foarte atent la declarații. Chiar la dumneavoastră în emisiune, lumea a făcut să văd acea emisiune, a declarat că va părăsi declarații belicoase, a făcut în acel moment, dar o aruncăm pe tinerețe. Trebuie să fii foarte atent. Și eu am făcut greșeli și eu am făcut declarații hazardate la începutul politicii. Într-adevăr, dânsul așa a spus, dacă nu se respectă lista, părăsesc, nu mă interesează. Dar asta o aruncăm pe tinerețe. Asta pentru corectitudinea declarațiilor, pentru că a fost chiar în emisiunea noastră și știu că țineți mult la ce declar și le aduceți aminte. 2. Tot la emisiunea dumneavoastră și la alte emisiuni v-am anunțat că domnul Călinoiu este pe centura politicii. Acum 4 luni în urmă, vă aduceți aminte? Nu mi-amintesc declarația exact, dar chiar așa am și început dialogul cu dumneavoastră, că știați că pe această listă vor apărea modificări, unele nu, dintre ele... Nu, nu e vorba de modificări. Eu am avut o discuție cu Ion Călinoiu și i-am spus, în momentul în care pleci, chiar particulare, și el vă poate confirma, în momentul în care pleci din funcția de președinte al Consiliului Județean, ești PAC, ești împins ca să scape de tine într-un mod elegant. Și, sincer să fiu, el trebuia să se retragă de la sine, pentru că deja ajunsese la un anumit nivel încât nu mai putea face nimic bun în politica gorjană. Îmi pare rău de el de ce s-a întâmplat astăzi și sper să-și rezolve problema. Dar eu vorbim politic. Politic, Călinoiu a fost aruncat din barcă de acum 6 luni și am declarat-o de fiecare dată. Călinoiu este pe centura politicii, nu-l mai căutați. 2. V-am spus la dumneavoastră în emisiune că pleacă cu lista lor și se întorc cu lista lui Dragnea. Fără să știu, nu trebuie să fii oracolul de la Bălcești, cum se intitula un fost coleg din, un coleg din politică. Era oracolul de la Lelești, ca să... De la Lelești. Așa. Așa. Dragnea a făcut o declarație care a spus că nu va permite niciodată un partid în partid. Cârciumaru și Călinoiu au făcut partid în partid. Și Dragnea nu acceptă acest lucru. Adică în ce sens? Stați un pic, cum adică partid în partid? Că n-am înțeles. Este declarația domnului Dragnea. Nu voi accepta niciodată un partid în interiorul partidului. Păi... Listele se trimit la București și București decide la parlamentare. A, vă referiți la faptul că s-au organizat acele alegeri. Domnule Dian Popescu, explicați-mi și mie, din punct de vedere politic, ieșirea domnului Ciocea de pe listă, ce consecințe are în opinia dumneavoastră și promovarea domnului Weber pe locul 2? La PNL ar fi avut mari consecințe, la vechiul PNL, la actualul PDL nu. La vechiul PDL ar fi avut mari consecințe, la PSD nu. PSD-ul e un partid foarte disciplinat, o să se grupeze toți conform ordinului de la București, o să vedeți, vor fi câteva declarații a unor primari, știți și dumneavoastră și se vor liniști într-o săptămână. Deci cine crede că PSD-ul în acest moment, pentru faptul că nu li s-a respectat acel vot, așa zis, democratic, până la urmă n-a fost niciun vot democratic, a fost niște șurubărele ale lui Călinoiu. Prima dată i-a promis lui Ciurel că îl pune pe listă, după aia l-a scos. A vrut să-i o dea lui Văcaru pentru că e războiul între lupii tineri și Călinoiu. Știm toate aceste lucruri. Mă rog, astea le știți noastră și nu discutăm despre ele pentru că nu avem... Păi, dar m-ați întrebat și eu v-am spus de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Și eu, plus că, trebuie să recunosc, am avut niște discuții la București chiar cu liderii PSD și știam că nu vor... Weber va fi pe 2. Practic, știți bine că v-am spus și în particular dumneavoastră acest lucru. Pe partea cealaltă, este curios un lucru. Noi ne-am bucurat ca domnul Cârciumaru să iasă senator, să scape Târgu Jiu odată de dânsul și
și să putem pune și noi un primar care are multe lucruri de spus. Cum ar fi domnul Lădaru aici prezent? Poate chiar Edi Lădaru. Edi Lădaru e un om care am foarte mare credere, da? Dar nu asta este problema. N-am intrat în campanie. Mai avem mai avem vreo 4 ani pentru că domnul Cărciumaru nu va pleca, nu-și va lăsa moșia. Dânsul este bolnav de curtul personalității, ori știe foarte bine că la București nu va beneficia de persoane care se cânte strună și să-l bângâie dimineața pe creșteri. Deci nu va avea Gorjul acest noroc, chiar dacă acest lucru se întâmplă în prag de Sfântul Dumitru, ocazie pe care vreau să urez pentru mâine tuturor celor care se sfăturesc ziua numelui la mulți ani, să vedea Dumnezeu sănătate și în același timp să-mi urez și mie, că și pe mine mă cheamă Dumitru. Asta vreau să punctez. O să-l las pe... Dați-mi voie să vă explic. Păi nu mai puteți explica, trebuie să mai luăm și alte telefoane, va trebui să încheiem. Vă spun ceva, păi, dar nu puteți să lăsați pe veșnica speranței a Felicitii Gorgele Maioreanu, care iar tot la dumneavoastră în emisiune v-a spus că tot pe 3 ajunge, adică să nu râdă domnul pe 5, că și l-au pe Romanescu, tot veșnica speranță. Fuego, practic, a politicii din Gorj. Acum a zis că domnul Romanescu a descuțat câte rămătorul din Păzor. Pe lumina stelelor, iar stelele... Bun. O să-l las pe domnul Pecingine să vă dea o replică și apoi o să... Nu știu alte melodii. Să vorbesc decât în versuri. Îmi cer scuze, dar nu. Marcel cred că va confirma în curând. Dar Marcel va confirma pe locul 3. Vedeți, nu, la primăria Târgu Jiu. La primăria Târgu Jiu, da. Peste 4 ani, în curând, domnul Cârciumară nu pleacă, nu înțelegi? Și eu sunt de aceeași părere și eu, că nu pleacă. Nu pleacă, îl folosesc. Vom vedea ce se va întâmpla. Ascultați-mă puțin, îl folosesc pe Manta, cheltuie banii lui Manta. Că e normal, că nu aruncă nici Cârciumarul, nici Călinoiul ăștia cu vățat să primească, nu să cheltuie banii în campanie. Ca atare, cred că vor merge după principiul, după mine potopul. Amândoi își dau seama că sunt la apusul carierei. Călinoiul știe mai de mult că l-am învățat. I-am spus că aici... Bun, vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule senator. O seară bună vă dorim și previziuni asemănătoare în continuare. Nu e vorba. Și eu vă mulțumesc și altă dată, stați puțin. Am mai dat o previziune. PNL-ul 25% la alegerile locale au luat și vă spun și de data asta luați în calcul PNL-ul sub 20%. În condițiile schimbării listei la PSD? În condițiile schimbării listei la PSD v-am atenționat că PSD-ul se va regrupa. Și ziceți că PNL-ul ia sub 20%? Cu siguranță o să vedeți rezultatele și până o să mă chemați în emisiune. Ținem înregistrarea, domnule Dian Popescu. Mulțumesc mult de tot. Nici dacă stăm acasă. Să rămână, vă mulțumesc. Bun, la mulți ani, Dian Popescu, că e ziua lui mâine. În principiu, ceea ce privește faptul că Florin Cărciumaru va pleca, nu va pleca și eu cred că nu va pleca din Gorj, de va rămâne aici. 20%? Nu, niciodată. Niciodată, vorbind de vot politic, lucrurile sunt schimbate, o să vedeți. Partidul e mai unic niciodată la noi. Într-adevăr, prin... La Senat 15%. Nu, mai mult, o să vedeți. Degeaba spuneți. Hai, la deputați una acolo, 20%, dar la Senat sigur 15%. O să vedeți că gorjenii votează altfel și scorul va fi mult mai mult. Chiar da, o să rog pe colegii mei să încerce să facă o legătură telefonică cu domnul Ciocea, despre care înțeleg că ar fi declarat în urmă cu puțin timp că cere demisia domnului Cârciumaru din fruntea PSD Gorj. Păi mi se pare normal, înseamnă că e organizația, adică benchul cu lista la București și nu ți se aprobă, înseamnă că ești o organizație slabă, care nu ai un cuvânt de spus în partid. Exact. Și e normal să-și asume lucrul ăsta. Bine, l-a acuzat și pe păi de ce? Faci mișto de primari? Chiar faci mișto de primari? Dar știți că de mai multe ori domnul Ciocea a dorit să candideze, dar s-a înțeles în partid aici și au avut discuții în partid și nu a plecat de lista. Adică îl faci de rușine? Cu ce a greșit Ciocea? Acum nu că e plin de mine să încerc să bag bățul, da? Haideți să vorbim realist. Și uitați, iau cazul PNL-ului, să nu zic lumea că vorbesc. Și noi am avut oameni care și-au dorit mai în față, dar s-au purtat discuțiile în partid și când s-a plecat cu lista, nimeni n-a mai încercat pe la București să oprească lista sau să o schimbe. Și toată lumea a înțeles. Cred că așa era normal și aici. Și cred că în toate partidele apar oameni cu nemulțumiri. Dar când pleacă lista, trebuie să știe lumea de unde a plecat lista la București. Și ce președinte trebuie să bată să rămână așa. Păi ce valoare are Cărciumaru dacă îl plimbă ăștia la 4, era la deputați, acum la 20 la senatori, pe primul loc? Și este un om care poate trage lista, da, pentru că altfel nu-l puneau. Asta, credeți-mă, o să vedeți. Până la urmă, asta înseamnă că PSD-ul... De ce nu l-au pus pe Ciocea primul la senat? PSD-ul, până la urmă, face mișto de alegători. Din datele pe care le avem, PSD-ul și-a scos de pe listă toți oamenii care au procese și toți oamenii care au incompatibilități.
Asta s-a întâmplat în comitetul executiv acum. Gândiți-vă că secretarul partidului Neacșu nu este pe listă. Putea să-l pună, da, exact, și Ponta, putea să-l pună pe... S-a făcut o derogare. De ce nu l-au pus pe Manta prima pe listă? Credeți-mă că se luau mai multe voturi cu Claudiu Manta și altcineva pe locul 2 decât... Repet, dacă Florin Cârcioaru nu vrea să plece, senatorul... Dar de ce ziceți că nu vrea să plece? De unde știți? N-a făcut nicio declarație până la momentul ăsta, poate chiar vrea să plece. Păi atât de mincinos să fie. Păi chiar n-a făcut nimic în 16 ani și speram și noi că în ultimul mandat măcar va face ceva. Bine, nu mă puneți în postura de a-i lua apărarea și aș vrea să nu fie cazul. Când discutăm, hai să încercăm să... Eu zic de ce, pe Mișu Weber, da? Mihai Weber, luăm o discuție. O să intre în telefon, în legătură directă cu noi, deci și puteți întreba. Primarul de la Schela și foarte mulți primari care au luat atitudine. Bucurescu, bine, Bucurescu cred că la Sorin se referea și Dian Popescu când vorbea acum că vor fi... Că vor fi câteva voci care vor reacționa. Vocile care reacționează. Dar... Problema se pune în felul următor. Nu ai respectat un vot. Trebuie să le spună la oamenii ăștia, băi, sunt niște criterii. Haideți să stabilim lista în funcție de criteriile astea, nu în funcție de votul vostru. Și atunci era cu totul și cu totul acela, cred că înțelegeau, cred că discuțiile interne, dar eu cred, din punctul meu de vedere, că au umilit un om care nu merita asta, pe domnul Ciocea. Și lucrul ăsta nu se face. Da. Ziceți. Sigur, faptul că până la urmă și a apelat la primari, a apelat la pentru a-i pune pe listă este foarte jenant. Repet, doar dacă aceștia nu vor să meargă în Parlamentul României. Pentru că și noi la ALDE l-aveam pe Mujea Ninel, care nu este pe listă la parlamentare, pentru că nu a dorit să fie. L-avem pe Robert Film la Rovinar, primar, care nu este pe listă la parlamentare pentru că... Nu pentru că nu și-a dorit, pentru că până la urmă s-a ajuns partidul, are suficienți oameni pe care să nu pune să-i pune pe listă. Aveam și noi primarul interimar de la Drăguțești, Popescu Ion, viceprimarul de la Polovragi. Popescu, la mulți ani, mâine e și Dumitru, îl cheamă și Dumitru. Da, la mulți ani și lui. Deci, noi am făcut o listă, de aceea sunt uimit de lista de la PSD, că pare ca și cum PSD-ul nu ar avea alți oameni. Deci sunt mereu aceiași oameni și de asta am pus și postare pe Facebook cu Cimitirul Elefanților, dar mereu se apelează la aceiași oameni. Deci, până la urmă, PSD-ul, când se laudă că este un partid foarte mare și cu foarte mulți membri, observ că nu are membri de partid PSD-ul, prin lista pe care a făcut-o acum. Bun, asta ziceți dumneavoastră că vă spune lista celor de categoric, la PSD, schimbarea listei de la PSD. Categoric. Vă punctase domnul Pecindină cu domnul Rușeț și v-ați făcut că nu auziți. E o situație cu domnul Rușeț la partid. Rușeț am înțeles că își dorește. Da, nu și-a dorit. Despre Rușeț, înțeleg că pleacă de la ALDE, tocmai din cauza nemulțumirilor pe care le are vis-a-vis de această listă. Cum nu știu. Eu știu că a fost o delegație permanentă teritorială, au venit toți membrii, au participat toți membrii delegației permanente teritoriale care au dorit să participe. Acolo au fost anunțați cei care candidează și ulterior s-a mers cu lista la București și Bucureștiul... Și nu a candidat domnul Rușeț. Și nu a candidat domnul Rușeț, da. Dar asta știm, dânsul îi plac funcțiile numite, nu candidează. E mai greu, competiția e grea. Deci asta s-a întâmplat în ALDE. Da, și atunci cum vă explicați aceste nemulțumiri ale dânsului? Dar nu știu în partid ca domnul Rușeț să-și fie exprimat vreo nemulțumire. Știu doar că atunci când a fost o contradicție cu domnul Iriza, a spus că nu-și dorește să candideze. Dumnezeu, asta cu cererile, cu doritul de a candida, uite, nici Cârciumaru n-a avut cerere să candideze și l-au pus la București. Vă treziți cu eu, Rușeț, că îl pun ăștia la București. S-ar putea să adopte același scenariu. Știți că i-a făcut scandalul Iordache Cârciumaru și primăriței de la Turceni. Chiar mi s-a părut puțin jenant, dar intră în atributele lui Cârciumaru să vorbească așa cu domnele. A spus că Iordache n-a avut cerere. Cârciumaru fi avut cerere. S-au văzut dosite. La el nu se mai aplică pe criteriile de partid. Cred că pus în postură de a-și asuma ca președinte de organizație o situație. Păi nu știu, mă gândesc în momentul în care te trezești la București că zic, vedeți, doamne, ați văzut ce zice domnul Dragnea. Dubla măsură. Pentru Iordache și Ciocea așa, pentru Cârciumaru așa. Deci, domnul Cârciumaru și cetățenii, aveți încredere în Cârciumaru. Nu e duplicitar. Ca să nu vă pun în postură să-i luați apărarea.
Mulțumesc. Da, luăm o pauză de publicitate, rămâneți cu noi, revenim în câteva momente, discutăm dacă odată cu această listă cresc șansele altor candidați, pentru că evident de lista de la PSD depind procentele pe care le-ar putea obține fiecare partid. Rămâneți așadar cu noi, revenim în câteva momente. Revenim, vă reamintesc alături de mine în această seară Gheorghe Pecingină din partea PNL și Eduard Drădaru din partea ALDE. Discutam despre noile posibilități deschise acum. Până acum, la orice alegeri, PSD-ul a cam câștigat în ultimii ani, să ne județ roșu, i-a asumat treaba asta de toată lumea. Faptul că sunt probleme pe lista lor. Dean Popescu spunea că o să se mobilizeze și că o să facă front comun, chiar dacă aceste schimbări. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fiu de acord aici, se vor mobiliza. Să nu lăsăm bătați cu apă rece, se vor mobiliza, au același target care l-au avut și până acum, probabil un senator, doi deputați, să vedem cât de bine se vor mișca, șansele la al treilea au scăzut. Scad șansele? La al treilea deputat, din punctul meu de vedere, pe redistribuire pe care sperau. Cresc șansele celorlalte partide și aici mă refer la Mișcarea Populară ALDE, PRU, celelalte partide să aibă un procent destul de bun, UDMR-ul, să aibă un procent destul de bun. Da, era o glumă. Deci aici... Deci e candidat și la UDMR. E. Și cine știe, poate se redistribuie voturile de la Covasna Harghita Mureș și o să vedeți... Sunt niște calcule matematice improbabile, dar posibile. Nu trebuie să... Teoretic se poate. Teoretic. Practic o să vedem, dar teoretic se poate. Din punctul ăsta de vedere, șansele PNL-ului cresc? Din punct de vedere al listelor? PNL-ul are aceleași șanse de la început de când a intrat în fără campanie. Să schimbe nimic ce se întâmplă la PSD. Nu ne-a interesat, ne-am făcut strategia fără să vedem aceste schimbări. Probabil vom avea mici ajustări. La noi deja listele ai votate, știam ce trebuie să facem. Nu trebuie să te bucuri de rău altuia, că nu se știe, dar trebuie să-l fructifici în politică. Așa că o să avem mici ajustări în ceea ce privește campania asta electorală. Înainte să-i dau cuvântul și domnului Lădaru, îi spunem bună seara domnului deputat Mihai Weber, ne auziți? Sărmâna, vă salut, salut și toți invitații, nu pot să-i văd, dar bănuiesc că aveți invitații, sigur. Am invitații, am luat legătura și telefonic și cu colegii ai dumneavoastră de partid. Spuneți-mi care este reacția dumneavoastră văzând modificarea listei PSD, se impun felicitări, sunteți pe locul 2. La Camera Deputaților. Știți foarte bine că de la bun început am spus că nu vreau locul nimănui, am spus că vreau să mi se dea locul pe care îl merit, loc care, sigur, pentru care am muncit și mi-am făcut datoria și în colegiu și la Parlament, acolo unde am fost trimis. Am spus-o foarte clar, nu vreau să iau locul nimănui, vreau să fie o apreciere clară. Vreau să fac o analiză a activității fiecărui parlamentar, așa cum s-a declarat la nivelul conducerii centrale a partidului. Așa s-a și făcut, s-a luat în calcul activitatea, s-a luat în calcul CV-ul și s-a luat în calcul plusul pe care fiecare candidat poate să-l aducă în cadrul organizației din județul respectiv. Comitetul Executiv Național este forumul suprem, care își pune amprenta, să știe și să știu foarte bine că se va face o analiză asupra fiecărui om. Vreau să vă spun că tot timpul am considerat și consider că toți cei care se află pe lista Partidului Social Democrat de la Gorj au o imagine extraordinar de bună, aduc multe voturi partidului, dar trebuie făcut o analiză și trebuie luat în calcul ca și structurat în funcție de cum aduce fiecare și cât aduce cantitativ fiecare candidat și, mă rog, cât ridică lista, pentru că este foarte important ca noi să obținem un scor foarte bun și ăsta este targetul oricărei organizații, să obținem cât mai multe poziții de parlamentari și dorința fiecărei organizații este ca prin această campanie susținută și prin numărul de parlamentari care îi aducem, să ajungem la guvernare. Pentru bun. Că orice ne-am dorit dacă nu ajungem la guvernare, este foarte greu. Știm foarte bine. Până la urmă, asta este ce își dorește fiecare partid atunci când vin alegeri. Cum comentați schimbările de la Senat?
Acolo Ion Călinoiu a ieșit de pe listă și a intrat Florin Cârciumaru. În cadrul Comitetului Executiv Național s-a luat decizia ca toți cei care au probleme cu justiția, în diferite faze, probleme cu ani, probleme de integritate, să nu mai fie poziționați pe listă. Vreau să vă spun că la nivelul județelor, foarte mulți parlamentari care sunt în funcție, foarte mulți oameni politici cu ștate vechi în cadrul PSD-ului, n-au fost poziționați pe lista pentru parlamentare. Vă dau câteva exemple din structura centrală. Secretarul general al partidului, domnul Neacșu, un parlamentar de excepție, nu mai figurează pe lista viitorului parlament. Da, și am înțeles că sunt foarte multe situații în țară. Sunt foarte multe situații, inclusiv liderul de grup al PSD-ului din Camera Deputaților nu se mai află pe listă. Sunt foarte mulți președinți de organizații care și-au dorit și care au probleme. Deci decizia s-a luat la nivelul central de a, ca pe listele viitorului parlament să nu se afle oameni care au probleme de, cu justiția în diferite stadii. Bun. Deci nu s-a dus punctual pe un județ sau pe o anumită persoană în parte. De pentru care, într-adevăr, a fost o surpriză, pentru că trebuie să recunoaștem că la Gorj Ion Călinoiu este persoana care, într-adevăr, cunoaște problemele județului, însă poziția, repoziționându-se președintele partidului pe primul loc la Senat, domnul Cârciumaru, despre care se știe că este o locomotivă clară a partidului în Târgu Jiu și are mandatele în spate și experiența și o carte de vizită impresionantă, consider că această formulă este potrivită și va obține un rezultat foarte bun. Bun. Rămâne de văzut. Ultima mea întrebare și o să-i las pe invitați, pentru că fiecare au câte o întrebare pentru dumneavoastră. Ultima mea întrebare este următoarea. Cum comentați faptul că Ion Ciocea, după ce a primit această veste, a cerut deja demisia lui Florin Cârciumaru? Să știți că rămân surprins. Acum vă aud, nu mă așteptam. Ion Ciocea a dovedit până acum că este un om de echipă și mă aștept ca în continuare să susțină echipa partidului, pentru că ca și activitate, nimeni nu are ce să-i reproșeze. Este un primar bun, ca de altfel toți primarii Partidului Social Democrat, cu realizări și nu cred că nu știu, este până la urmă este decizia dânsului, dar nu cred că procedează corect, pentru că nu are niciun sens să cer demisia președintelui partidului, pentru că decizia s-a luat de Comitetul Executiv Național. Și nu se mai poate schimba nimic. Poftiți? Nu se mai poate schimba nimic. Decizia este luată și va rămâne așa. Asta e lista cu care PSD-ul merge. Decizia este luată, sunt listele validate, deja termenul maxim este joi. Astăzi s-a luat termenul de depunere, sunt dosarele făcute, nu mai există cale de întors. Asta este situația și mă aștept, sigur că e o reacție, până la urmă înțeleg că este o supărare justificată, da. Înțeleg, dar sunt convins că va ajunge la momente mai bune și după ce va depăși această perioadă, sunt convins că domnul Ciocea va merge alături de noi și vom obține un scurt. În regulă. O să-i las și pe invitat să vă adreseze scurt câte o întrebare. Domnule Lădaru, spuneți. Da, eu nu înțeleg sau și aș vrea ca domnul Weber să mă facă să înțeleg acest mesaj al PSD cu criteriile de integritate. Deci vreau să înțeleg. Ponta este locul 1 pe listă la Camera Deputaților, la Gorj. Dacă discutăm de Victor Ponta, discutăm de excepție, discutăm de un premier... Da, nu credeți că este un discurs ipocrit? Deci, Victor Ponta este o excepție. Deci nu comentăm. Victor Ponta a fost validat și propus tot în cadrul Comitetului Executiv Național să ocupe o poziție fruntașă. Victor Ponta merită să fie primul pe listă la Gorj, pentru că ce a făcut Victor Ponta pentru țară, datorită guvernării, n-a făcut nimeni. Deci sunt de acord cu primul, sunt de acord cu dumneavoastră, numai că nu este un discurs ipocrit. Și domnul Dragnea e tot o excepție? Nu. Gheorghe Păcingină, sunt, bună seara, domnul deputat. Da, o întrebare, și domnul Dragnea candidează? Este tot o excepție? Domnul Dragnea, după cum bine știți, are o problemă cu justiția datorită unui alt element. Nu este vorba despre corupție, nu este vorba despre orice altă formă. Este vorba despre faptul că până la urmă a făcut ceea ce orice președinte de partid ar face, să îndemne oamenii să iasă la vot. Nu cum și ce, votul este secret.
O hotărâre judecătorească e o hotărâre judecătorească și cred că nici Călinoiu nu a fost condamnat pentru corupție astăzi. Nu, eu sunt de acord că atât Dragnea cât și Ponta trebuie să fie pe listele PSD, numai că nu sunt de acord cu acest discurs care mi se pare unul ipocrit. Asta am vrut să spun, că de fapt Călinoiu l-a scos din joc problemele penale. Au declarat la nivel central că i s-a oferit o derogare domnului Ponta de la această regulă. Și aș mai avea o întrebare, dacă este adevărat că domnul... De care să știe de atâtea săptămâni, se știe foarte bine, a fost un subiect paradezbătut, deci nu mai comentez, s-a știut foarte bine că a fost pus pe poziție fruntașă la Gorj. Domnul deputat, cu tot respectul, aș mai avea o întrebare. Este adevărat că domnul Ciocea a dorit astăzi să intre și nu a fost lăsat în sală? Nu știu, eu n-am fost prezent acolo, dar din câte știu eu, în cadrul Comitetului Executiv au participat numai membrii Comitetului Executiv. Bănuiesc că dacă era invitat sau dacă dorea, nu cred că s-o punea cineva. Este deci, declarația domnului, a făcut declarație în această seară că dori să intre. O ultimă întrebare, tocmai pentru a mai destinde un pic atmosfera. Credeți că domnul Ciocea o să vă mai dea autorizație de vânătoare? Păi nu, stați puțin. Domnul Ciocea nu are calitatea. Domnul Ciocea nu emite autorizație de vânătoare. Domnul Ciocea are o funcție onorifică. Am înțeles. În cadrul Asociației de Vânătoare este și-l consider un coleg de parte și un coleg de vânătoare. Bine, sunt două vă reformulez eu, că dacă tot am vrut să fie glumă, credeți că domnul Ciocea va vâna în perioada următoare? Nu, n-am înțeles, dacă vreți să repetați. Dacă veți fi vânat de domnul Ciocea. În perioada următoare, asta a vrut să întreb mai elegant. Dacă va mai vâna, dacă va mai merge la vânătoare? Nu, dacă vă va vâna pe dumneavoastră. Cu ghilimele de rigoare, desigur. Să fiți convins că nu o să-i dau posibilitatea. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule deputat. Da. Da. Se pare că domnul Ciocea a primit și un SMS. Da, și eu am primit SMS. Da. O să rog pe colegi să mai încerce să intrăm în legătură directă. Dar eu cred că totuși telespectatorii că sună ocupați. Dar eu totuși cred că domnul Cârciumaru, l-ați auzit și pe domnul Weber că dosarele sunt deja făcute, totul e făcut, pe cum că de abia s-a votat. Deci eu cred că domnul Cârciumaru s-a validat, dosarul la el și l-a făcut pe Călinoiu, pentru că mâine la 11 PSD-ul va depune candidaturile. Pe când își completează Cârciumaru declarațiile de avere și de interese și toate cele. Domnul Ciocea nu lucrează la el acum. Ce? Deci eu cred că domnul Cârciumaru l-a făcut pe domnul Călinoiu. Alo, bună seara! Alo, Săruna! Am o întrebare pentru... Vă rog! Mă scrie, a venit limba la vorba pe buze, deja era terminat să-și pierde post. N-am înțeles pentru cine este întrebarea. Pentru domnul Weber. Domnul Weber nu este, a fost în direct prin telefon, nu mai este. Sper că poate vede, să-i fie rușine. Pentru că nu se compară niciodată cu Ciocea. Și nici nu se va compara pe o dată. Și Ciocea l-a luat de mână și l-a plimbat prin toate comunele de la Curtea de Deputat. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru intervenție. Aici confirm. Deci Ciocea pe colegiul domnului Weber a avut un rol important. Mai e cineva în telefon? Vă ascultăm. Bună seara! Alo, bună seara! Poziția, vă văd de la televizor, doamna Gizoteanu, vă doresc succes în continuare, vă pe domnul poziția cu domnul Călinoiu va veni la dumneavoastră că a fost condamnat la 4 luni de municipală cu suspendare. Cu amânarea aplicării pedepsei. Da, este o poziție corectă față de justiție. E bine că nu mai este pe lista candidatelor. Cred că dacă lua funcție acolo unde a fost pus pe liste, nu cred că făcea nimic pentru voi, pentru că părerea mea n-a făcut nimic. Deci n-ați să ziceți că e o schimbare bună pe lista PSD-ului, faptul că nu mai este Ion Călinoiu. Cârciumaru fi făcut? Bine, e foarte, foarte bine, foarte mișto, ca să o iau asta mai. Foarte... Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Dacă mai aveți... Încă ceva, nu mai zic. Și asta, pentru asistența socială, n-a făcut nimic. Pentru direcția de protecția copilului, n-a făcut nimic. Deci cât a promovat o... Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Da, nu vreau să... Deja Călinoiu e istorie. Da. Și nu m-a pus să comentez acum istoricii să discute. Eu discut dar, despre prezent. Dar Cârciumaru a contribuit să fie istorie. Ceea ce... Vorba aia...
ține din apropiere. Deci Cârciumarul n-avea cum să nu știe. Cârciumarul n-avea cum să nu știe. Mâine depun listele, mâine depun dosarele la 11. N-avea cum. Și-a depus oare candidatura pentru el, se poate, pentru Iordache Revin. Sigur, nu sigur, s-a putut sigur. Pentru bun. Alții. Alt telefon, bună seara. Să rămână. Vă ascult. Sunteți în direct. Bună seara pentru domnii invitați. Bună seara. Bună seara. Aș avea și o părere referitor că ascult emisiunile de aseară, de când încep pură și pe TV3 ăla și la dumneavoastră. Și ce părere v-ați făcut? De la TV3 am o părere foarte proastă, să știți. De televiziune vorbesc. Vă rog, nu mai zicem nimic. Vă rog, spuneți în care este părerea vis-a-vis de tema dezbătută, listele partidelor și schimbările astea de pe ele. Părerea mea este în felul următor. Sunt un om în vârstă și am făcut și o politică din 90 încoacea și sunt și la ora actuală, fac și o politică, dar politica la ora actuală pentru mine este, sunt foarte dezamăgit despre politica pe care se face în țara românească. Asta e o babelonie de politică, nu este o adevărată politică. Și mulți care sunt în politica românească n-au ce căuta. Cine n-ar trebui să... Cine n-are ce căuta? Dați-mi niște nume. Niște nume, adică pentru mine, care mă deranjează mult de tot, care au beneficiat din acestui partid, care se numește Partidul Social Democrat, au beneficiat din anii 1990. Cine? Și până la ora actuală. De exemplu, vă dau exemplul domnul Ciocea. N-am nimic cu dumnealui, dar dumnealui a fost primar 4 mandate datorită partidului respectiv, care a fost Partidul Social Democrat. Greșiți aici. Partid din țara românească. Greșiți. Domnul Pecingine intră în dialog deci cu dumneavoastră. Deci vă spun sincer, greșiți. Domnul Ciocea nu datorează partidului, partidul datorează lui Ciocea. Și domnul, haideți să faceți o analiză, vedeți că domnul Ciocea a ieșit primar și pe listele altui partid. La replică. Acum vorbesc eu, permiteți-mi. Vă rog frumos, dar vă spun că greșiți. Nu, asta e părerea mea. O să vedeți. Dar nu, vă respect, dar nu sunt de acord cu ea. Eu am spus că nu am nimic cu omul respectiv. Dar omul respectiv este primar datorită partidului, că oamenii l-a votat datorită Partidului Social Democrat. Niciodată, are 80% și nu datorită partidului. Aflați că nu avea partidul. În afară de domnul Ciocea, mai dați un prima alt exemplu. A fost ales pe listele altui partid, ca să știți. Pe listele cărui partid, că nu mai știu. Nu are importanță. Dar a fost prima oară când a fost ziceți ales... Ziceți, domnul, dar știți dumneavoastră pe listele cărui partid? Un partid care e component acum al PNL-ului. Atunci a fost ales Ciocea. Și dacă Ion Ciocea nu vrea în comună la el, nu iese PSD-ul. Dacă vrea să iese UDMR-ul, UDMR-ul iese. Credeți-mă. O și o să vedeți. Da, PD, cred. La PD a fost. La PD, PD. Domnul meu. Prima oară când stați a ieșit... Pic, domnul Pecingine, să lăsăm pe telespectator și mai comentăm. Spuneți-mi, domnul în afară meu, de domnul Ciocea, mai e cineva? Eu vreau să fac, adică să fiu civilizat, să vorbim civilizat. Eu așa, cel puțin, eu am respect. Și am respect. Am respect față de toată lumea. Dar și lumea vreau să mă respecte. Dacă vreți să, adică să ne contrazicem unul pe altul, înseamnă că nu terminăm 24 de ore. Vă rog, nu, vă rog. Asta înseamnă dialog. Nu vreau să vă contrazicem. Să-l ascultăm până la capăt. Deci ați dat un exemplu, domnul Ciocea. Un alt exemplu puteți să mai dați? Așa. Tot așa, tot e un primar care se numește Rotaru de la Lelești. Nu mai e. PSD. A plecat din PSD, nu e mai convenit, vezi, doamne, că n-a mai fost ales și nu știu ce, a plecat, s-a dus la alt partid. Bun, veni înapoi la PSD. Păi ce e ăsta, ce-i traficul ăsta? Vorba aceea, trafic de partide, care iar pe mine mă deranjează și mă deranjează extraordinar de mult. Referitor la domnul Cârciumaru, este omul președintele Partidului Social Democrat. Eu, după mine, îl îndemn, că eu sunt PSD-ist, să-mi declară treaba. Din 94. Eu îl îndemn pe domnul Cârciumaru și dacă vrea, îmi dau și numele cine sunt și chiar mă duc și laudez la dumneavoastră și spun, domnule Cârciumaru, stai domnule în banca dumneavoastră și vezi de treabă și lasă că mai candideză și altul la senator, la funcția de senatorii. Că dumneavoastră ai avut atâtea mandate. Pe cine ați vrea? Pe cine ați fi vrut dumneavoastră pe listă? Eu pe acum ați zărit pe listă, ce să spun? Eu am fost în conducerea partidului. De pe cine ați fi vrut pe listă? Eu am fost omul numărul 1 care am înființat partidul respectiv. Am înțeles. Așa. Cum vă numiți? Sunt o grămadă de oameni care
meritau să fie pe listele partidului. Vă mulțumesc. Domnul primar nu merită. Am înțeles. Domnul Ciocea nu merită. Dar vreau să spun că dumneavoastră au niște funcții. Lasă, domnule, să mai ducă și eu alții, domnule. Care n-au funcții. Aveți dreptate să se ducă și ea fără funcții. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Așa e corect, așa e omenește. Mulțumesc mult. Nu unul cu și primar, și deputat, și senator. Și altul, mulge vaca, nu? Mulțumesc mult pentru intervenția din această seară. N-am vrut să par nepoliticos, dar eu cred că anumiți primari și cei care par, acum o să spun că și Câmpeanu e datorită partidului și alții și alții care sunt primari cu scoruri extraordinare. Într-adevăr, ești dator partidului primul mandat. Pentru că te-a pus, ți-a dat șansa să candidezi să ieși. După aceea depinde de tine, dacă câștigi sau nu. Dar primul mandat, într-adevăr, ești dator partidului. Ori primul mandat, Ciocea nu l-a luat pe PSD. Acum o să vedem și nici nu vreau să par acum încă o dată să fiu ipocrit și să spun că îi plâng de milă lui Ion Ciocea, dar trebuie respectat un pic adevărul. Asta e partidul în care e, astea sunt regulile în partidul respectiv, le va respecta sau nu depinde bine, de el. Bine, dar apropo de democrația din partid, cred că dacă cineva iese acum să-i ceară demisia domnului Vulceanu, îl face ședință de urgență mâine să-l excludeți, că așa s-a cam întâmplat nu, și la PNL. Nu e adevărat. De ce? Care a fost exclus că i-a cerut demisia lui Vulceanu? Nu, au fost exclus sau pedepsiți pentru mult mai puțin. Nu l-ați văzut pentru mult mai puțin. Nu cred că înseamnă mult mai puțin să expui partidul din punct de vedere, să dai în propriul tău partid și să lauzi contracandidații, nu cred că e normal. Mai ales atunci când intri în precampanie. Mă referiți la domnul Romanescu acum? Eu mă referam... Nu mă refer la Marcel, Doamne ferește. Marcel, vedeți că n-a suferit nicio sancțiune. Avem alt telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascult, spuneți! Să rămână și invitați-vă dumneavoastră. Da, am văzut pe public cu lista și cu ăsta, dar am spus săptămâna trecută domnul Florescu că să aibă grijă cu domnul Călinoiu. Că nu trebuie să se bucure, are 60 ceva de ani, trebuie să lase pe alții mai tineri, dar și ai tineri nu trebuie să se ia după ai bătrâni. Aia e o problemă mare, că de 26 de ani, domnul Florescu a spus că nu s-a făcut nimic de 26 de ani, domnule. Dumneavoastră vă place cum arată România asta? Mie unul nu-mi place, pentru că nu mai sunt fabrici, nu mai sunt... Nu mai e nimic în țara asta, distruși tot. Fac tehnocrație acum! Nu, doamne, că asta au luat 6 luni. Nu trebuie să râdem de tehnocrația. Sau 6 luni, 8 luni de zile. Tehnocrația au făcut ceva, puțin pentru gurși, pentru minerit, pentru expropieri, pentru astea. Dar vă dați seama, problema au blocat legea. Contestat la ce cere legea comunității creditelor. Dumneavoastră. Nu trebuie să ne iasă, dar problema este că, vedeți, astăzi s-a votat... Taxele 102 s-au ridicat cu brațele toate în sus. Când am fost pentru energie, domnul Ponta n-a fost în sală. Deci e o mare problemă. Deci când ai 4 ani, în 4 ani de zile ai destul timp să faci probleme. Dar nu faci mie ultima 100 de metri în 2 luni și vine alege să faci propagandă pentru parlamentare. Să vină în Rovinar, să vină în Târgu Jiu, să vină... O să vină peste tot. Da, dar nu să facă trebuie de sa, doamnă. Ce facem aici? Deci asta vreau să spun. Iar mai sunt și din PSD-ul care nu trebuie să candideze, inclusiv domnul Ponta, eu nu văd. De ce să vină dânsul din București la Gorj? Nu avem oameni capabili să fie senator sau deputat să facă ceva pentru Gorjul ăsta. Fiecare să-și facă pentru aia, de aia să-i ducem acolo în Parlament să facă ceva pentru Gorjul ăsta, pentru Dolj, pentru Vâlcea. Noi suntem în zona asta, Olterii, suntem mâncați. Uitați-vă în partea asta, în Ardeal. De ce tot acum la emisiunea să vină domnul Ponta la Realitatea sau... Nu, la domnul Ghiță. Domnul la România TV, da. Da, la domnul Ghiță cu vine și cu cuvelele. Cu cuvelele, știți? Știu, cu cuvelele. Bun. Da, o să vină și ale domnul schimbările, Ponta, da. Schimbările de pe lista, da. PSD, ce ziceți de ele? O să vină acolo și spune dânsul că dă boba că Iohannis e Ardealul și Cioloș. Păi ce facem aici? Despărțăm... țara în două, păi am ajuns să ne batem joc așa, de iau putere. Am înțeles. Se întâmplă toate treburile acolo la București, nu aici. Aici trebuie să facem ceva pentru noi. O spun dumneavoastră, domnul Pecinire și dânsul Gădicială, noi aici trăim în gol și dacă nu facem pentru noi aici, ne mâncăm aici, noi... Sunt orgoliile mari, n-au timp să se înțeleagă. Vă mulțumesc frumos pentru apelul din seara asta. Da.
Trebuie să-i mâncăm pe șoară PSD ca să ne facem lucrurile, altfel nu se poate. E un apel rezonabil pe care l-am mai văzut și din partea altora. Da, faptul că la anumite chestiuni foarte importante pentru Gorj nu există absolut niciun fel de unitate între partidele politice și că vine unul cu o idee bună, sau ceilalți să-i dea cap, doar pentru că a venit o idee de la alt partid. Ia uitați-vă Consiliul Local la Târgu Jiu. Ia uitați-vă și în Consiliul Județean. Nu poți atâta timp cât va fi... Exemplu, putem da pe legile energiei modificate. Așa. Acum putem să dăm exemplu. Să dăm exemplu pe legea energiei. Că, uite, tot veni vorba și mi-aduc aminte, chiar Dian Popescu m-a acuzat că m-am dat lider de sindicat să fiu în parlament. Nu. M-au chemat liderii de sindicat. Știți foarte bine că am o relație și nu mi-o ascund cu sindicaliștii. Mai nou am cu ambele federații, destul de bune, și am fost invitat pentru a nu mai exista inadvertențe și fapt pentru care a deci ați mediat doamna Gorghiu, pentru a nu mai exista inadvertențe și să se mai spună, domnule, ați fugit, pentru că noi aveam și o ședință și ședința s-a ținut la grupul de la Camera Deputaților, o ședință de partid și mi-a fost teamă, recunosc, să nu se întârzie să existe anumite probleme. Să nu fugă, să nu fugă iar penaliștii de la vot, cum a fost și data trecută. Și au venit doar și... de anumite inadvertențe, mi s-a dat seama de problemă și au zis, dacă să fii acolo, că avem încredere în tine, să fii... Domnul Pecingeră, știți foarte bine, este un organ colegial, da? Până la urmă, dar la fel cum este Consiliul Județean, Consiliul Local la nivel județean respectiv, la nivel local. Păi dacă eu încep ședința și constat că nu e forumul de ședință, ridic ședința, despre ce vorbim. Nu pot să discut la fix. La fix și jumătate și ați văzut că păi nu pot să stabilesc pentru fiecare dezbatere de punct de pe ordinea de zi. Mârșăvia a fost din partea și unora și celorlalți, dar până la urmă nu există unitate pe chestiuni importante, esențiale pentru Gorj. Pe ce unul a fost niciodată unitate. Sau în funcție de interese sau contrade nu s-au văzut. Pe Brâncuș n-am avut niciodată unitate și se văd rezultatele. N-am avut niciodată. N-avem o autostradă, un drum. Rapidă, care se lege, pentru că dacă era păi și atunci despre ce vorbim noi pe Cingină? Până la urmă asta e adevărul. S-au certat toți de fiecare dată cum a venit unul cu o idee, i-au sărit ceilalți în cap și n-avem nimic. Suntem izolați mai de capul nostru. Bună seara! Se rămâna dumneavoastră și invitați-vă dumneavoastră. Aș vrea să-mi răspund și eu punctul de vedere referitor la ce s-a întâmplat în PSD. Vă rog. După părerea mea, conducerea organizației trebuie să-și dea demisia, să dizolve organizația de la Gorj, pentru că nu este democrație ce s-a întâmplat. A fost o mascaradă de alegeri, la ce s-au organizat. Dacă ei știau că trebuie să pună pe Weber acolo unde l-au pus, nu trebuia să mai fac alegeri. Își bat joc de oameni, așa vor face și cu voturile cetățenilor. Cârciumarul așa a făcut. Când or să ajungă acolo, așa au făcut și acum. Nu au respectat ce s-a votat. Bun. Spuneți că ar trebui să-și dea demisia și să fie dizolvată organizația? Da. Organizația de la Gorj, organizație mafioasă. Din moment ce nu se respectă, domnul Cârciumaru avea dreptul să-și depună candidatura? Pentru că a spus că domnul Iordache a întârziat, nu și-a depus candidatura în timp așa este, real. Corect. Nu? N-a respectat nici Cârciumaru statutul și legile, nu? L-a încălcat. E corect aici. Am sesizat și noi lucrul ăsta. Că n-a respectat propriile legi. Adică dai o lege ca să o încalci tu. Dați un pic, eu din ce am înțeles de la ședință, numai puțin, eu am înțeles de la ședință că nu Florin Cârciumaru s-a autopropus acolo, i-a fost cerut să-și depună candidatura, nu că a vrut el. Păi și lui Iordache au cerut să mari să candideze. Trebuia să facă cum a făcut în cazul lui Iordache. Dacă Iordache va fi pe listă, eu îmi voi da demisia. Așa a spus. Trebuia să spună domnul. Trebuia să spună domnul, eu n-am de criterii. Exact, eu o să-mi dau demisia. Eu îmi voi da demisia. Ca în cazul Iordache, eu îmi voi da demisia. Păi ce facem? Aplică dubla măsură, Cârciumarul Iordache. Este ideea, i s-a cerut în ideea că fiind președinte de partid, trebuia să acopere un gol de pe listă. Eu așa am înțeles. Acum dacă dumneavoastră înțelegeți care gol, doamnă, lăsat de domnul Călinoiu pe listă de la Senat. Păi amândoi trebuia să dispară și el și Călinoiu trebuia să dispară de mult.
Oamenii ăștia trebuia să dispară de mult, trebuia să lase locul la alții. Ei, votează Gorjini, au câștigat alegerile de numai din 1900 toamna. Nu i-a pus, adică nu stau aici cu forța, cu poliție politică, au fost prin vot. Plus, Cârciumaru are și o primă realizare excepțională, a băgat pandurii în insolvență, adică nu pot să, are un merit deosebit, deci este perfect potrivit. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și pentru părerea. Să felicit. Apropo de gol, apropo de gol. Se fiază Cârciumaru. Sigur că da. Îl și imaginez la tribuna Parlamentului luând cuvântul în plen. Exact, și susținând pandurii Târgu Jiu. Exact. Exact. Apropiște pandurii, că sunteți amândoi aici. Ați văzut comunicatul celor de la FNM? Nu am văzut, nu. Am spicuit ceva. Că s-au înțeles, că de fapt Condescu și cu Pârvulescu și că frăție și că se iubesc și că e love. Și doresc foarte mult să existe sprijin din partea CEO în continuare pentru pandurii. Dacă am citit eu bine, când CEO va fi, când CEO... Da, păi, dar este și corect așa. Este și corect așa. Este și corect așa. Toată lumea spune asta. În, dacă ce va fi bine, e normal să dea și la sport. Cotizațiile membrilor USMO, 2% care se rețin și se pot da la... Da, e o chestie, dacă sunt de acord, oamenii... Eu știu candidatul la organizație non-guvernamentală, nu mai știu pentru ce. Dar apropo de domnul Cârciumaru, credeți că va veni la dezbaterele electorale? Niciodată, domnul Cârciumaru nu mai pe afișe pe asta. Bun, revenind la ce vă întrebam. În ceea ce privește... Este foarte serioasă problema de la pandurii a fost tratată din punctul meu de vedere... Păi nu este așa. Problema de la pandurii a fost tratată de către decidenții. Domnul primar... Primar în municipiul Târgu Jiu a fost cumva complexul energetic Oltenia? Președinte de Consiliul Județean a fost cumva complexul energetic Oltenia? Că toți ne uităm să la complexul energetic Oltenia. Este inadmisibil. În condițiile care dau oamenii cu sutele de afară. Ei, complexul energetic Oltenia trebuie să recompenseze. Eu, dacă aș fi primarul municipiului... Mă într-o situație jenată. Din câte am citit, spunea și în cazul în care CEO, că acolo mi s-a părut mie hilar. Vă citesc imediat comunicatul. În cazul care CEO va sta bine din punct de vedere financiar. Da, nu. Să mai răspundem la un telefon. E comunicatul pe principiu să fie bine, să nu fie rău. Da, să nu fie rău, da. Bună seara, ne auziți? Ne-au tăiat colegii din cauza problemei tehnice. Cum l-a tăiat Cârciumarul pe Călinoiu? Așa ziceți că s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat 100%. Bun, rezolvă Condescu, ziceam că îi luați apărarea lui Condescu. Deci nu, ziceam că comunicatul spune atunci în condițiile în care CEO va merge bine, dar lucrul ăsta l-am auzit de la mai mulți sindicaliști, numai cei din FNM. În condițiile în care lucrurile vor merge bine în CEO, e normal ca CEO să contribuie și la partea asta socială. Dar în condițiile în care va merge bine în CEO, când ai sute de oameni afară, nu va mai plana suspiciunea că vor fi dați oameni afară, vor avea și niște drepturi salariere mai bune, pentru că vedeați ce spune Marciuc, domnule, noi n-am avut o creștere salarială de nu știu când și poate există premizele prin acest contract colectiv de muncă, dacă știu să negocieze, să obțină anumite drepturi, dacă, sigur, se încadrează în plus la salarii și asta e important pentru ei. Pandurii se află într-o situație și mă mir că Cârciumaru chiar e specialist, că mai semnează câteodată sau mai greșea câteodată și semna jurist. A spus că nu e un lucru rău, insolvența, e un lucru... Păi domnul Cârciumaru este jurist, nu știți că este jurist. Știu, alte persoane, așa. Că teoretic în insolvență se rezolvă problemele unei unități. Dacă ai de unde să aduci bani și să plătești, să ai un plus, un leu în plus față de datorii... Deci problema echipei Pandurii... Le-a amanetat domnul Narcis Răducan, dacă nu știați, mare parte din ele sunt amanetate. Pe principiul celor de... Dacă va fi eu pentru zi președinte, ne-a amanetat și nimeni nu... V-aș amanetat pe toți și nu v-ați prinde. Cam așa a făcut și nu l-a prins. Problema trebuie problema Pandurii trebuia paraziții știu, n-am știut la ce amaret vă referiți. Trebuia rezolvată, refer de repet, de primar și consiliul local și de consiliul județean. Cum putea să fie rezolvată? Prin constituirea de către municipalitatea unui club sportiv municipal în care să avem echipă de fotbal, de handbal și de basket. Cu surse de finanțare nerambursabile de la guvernul României pentru absolut orice, în afară de salarii, prime pentru și prime pentru jucători pe care le poți asigura din jucători, nu judecători. Pe care ne poți asigura. Ai exemplu de un astfel de entitate care să funcționeze sigur că în oraș? Da. Club Sportiv Municipal București, HCM a câștigat Liga Campionilor HCM București și ținută de oraș. CS Universitatea
Universitatea Craiova, este ținută de Universitatea Craiova. Este ținută de Craiova. Craiova, Universitatea Craiova de pe locul 2 este ținută de Craiova. Păi, echipa nouă, Olguța, Olguța Vasilescu a venit pur și că eu le-am dat mereu exemplu la... Nu este adevărat. Eu le-am dat exemplu la PSD-iști mereu pe Olguța Vasilescu. Că eu ar trebui să o ia de model. Cum a venit Olguța Vasilescu? A făcut echipă de fotbal. A făcut echipă de fotbal. A făcut echipă de fotbal. A făcut tot ce a făcut un pog în 20 de ani. Da, corect. Florin Cârciumaru... Ce înseamnă, zice primarul Bucurescu că urmează deșteptarea primarilor? Ce înseamnă asta? Cred că vor lua atitudine primarii și contrar ceea ce a spus telespectatorul dumneavoastră că ei sunt primari datorită partidului, partidul are scorul datorită lor. Și cred că dacă vor lua atitudine s-ar putea să-i zbilție puțin, să vadă Dragnea că... Dar vede solidarizându-se pentru că sunt primari care l-au susținut pe Weber, de este exemplu. Este posibil. Și poate se enervează și susțin Peru sau știu eu ce partidul, de mereu. De exemplu, ca să demonstreze, ca să nu zic PNL-ul, că se interpretează că sunt subiectiv. Dar o să vedeți că dacă... La dumneavoastră întâi trebuie să-i convingeți pe dumneavoastră să susțină pe PNL-ul. Stați liniștită, noi ne-am făcut treaba, am avut multe întâlniri cu primarii, am învățat din greșeli că trebuie respectați primarii. Înainte să plece lista, a mai avut loc o întâlnire cu primarii. Dar în ce sens urmează deșteptarea primarilor? A început domnul Cârciumaru să-i cânte cu Corigu? Să rămână sănătate la invitația dumneavoastră. Bună seara. Doamnă, dumneavoastră, aveți lângă dumneavoastră doi oameni care ar putea să conducă Gorjul. Ziceți? Nu mai lăsăm la antrenament un pic. Unii au avut la drame, credeți-mă. Să conducă Gorjul. Dacă domnul avocat ar trece lângă domnul Pecingină, ar fi minunea. De să treacă la PNL, domnule Daru, ziceți? Nu știu unde, dar să fie împreună pe drum. Unde o mai fi domnul Pecingină sezonul ăsta, da? Cine știe ce surprize ne aduce viitorul și o să vedeți un PNL mare. Facem, da. Și chiar îmi dau seama și de când ați venit dumneavoastră la PNL să cunoaște. Dar haideți vă mulțumesc. Sper că bine să cunoaște. Vă rog. Domnul avocat lângă dumneavoastră. Să facem o treabă frumoasă. Eu așa zicem. Că altcumva nu putem, dumnealor sunt tineri și vor să facă ceva. Dacă lăsăm, să mă scuzați toți, bătrânii ăștia nu facem nimic. S-a ales praful, cum a zis toți invitații dumneavoastră, toți oamenii care au discutat. De jos și până sus, dacă o luați pe centru și ajungem până la Vădeni, e făcut terpelită tot. Nu avem nimic, absolut nimic. Eu am fost la o ședință și am vorbit cu domnul Ponta. Am zis, doar am întrebat un singur lucru, am întrebat. Domnul prim-ministru, putem să facem ceva în Gorjul ăsta? 10 locuri de muncă. Știți ce mi-a spus? Turism. Păi firea de-al dracu, ce turism să fie? Turism, n-am făcut turism de când am fost eu împreună cu dumnealui de la cap la cap. Am făcut minerit, dar nu se mai poate. Nu se mai poate nimic. Haideți să facem ceva, dar cu cine să facem? Da. Ați zis frumos, nu? Ați zis foarte bine, le-ați lansat o provocare celor doi. Vă mulțumesc frumos pentru ea, ascultăm imediat. Româna, sănătate. Mulțumim pentru laudă, în primul rând. Eu vreau să spun că mă gândeam astăzi, mă întorceam de la Creva și mă gândeam cât înseamnă mineritul în Gorj. Din punct de vedere înseamnă uman. Maxim, din nu? Păcate. Din nefericire, e pilonul de bază al economiei gorjene. Ca oameni, din 350.000 de locuitori, 15.000, mă gândeam, dar... Nu e atât de mult. Da. Dar economic, ăsta e pilonul. Noi ne batem toți, doamne, minerit, și nu uităm esențialul de 20 de ani. Pentru că de acolo s-au luat voturi, că erau și 40.000 în combinatul minerit, erau mulți. Da? De acolo luăm voturi. Dar noi ne gândim, doamne, alternativă. Pentru că lucrurile nu vor mai merge. Hai, exact. Încă 10 ani vorbesc specialiștii de rezervă. Asta e alternativă. Nu noi trebuie să creăm alternative. Dar chiar dacă vor merge, va trebui să nu se sperie atunci când au disponibilitatea să zică, bă, abia așteptăm să scap de aici, poate mă duc în altă parte, în loc de muncă mai bine plătit. Asta trebuie să aducem noi în Gorj. Și ca să fie alternativă, în primul rând trebuie o șosea rapidă sau să fim legați la o autostradă. Dacă lucrurile astea nu se vor întâmpla... Planul din 2000... Mă rog, așa. Când o să fim de mai bătrâni un pic decât acum, ar fi o posibilitate să e trecut drumul rapid și autostrada Olteniei. Da, pe autostrada Olteniei am avut o discuție și vă spun, poate în primire, poate nu fac bine, dar trebuie să vă spun. Am avut o discuție cu un deputat de la Vâlcea PNL care spunea, domnule, Vâlcea, Gorjul trebuie să ne unim să susținem autostrada și mai din ce să susținem autostrada Olteniei, indiferent cine e.
Nu, discuția asta l-au avut la nivel... intern. Nu, intern PNL. Deci au avut cu, și cu deputați în altă zonă. Și zice, se circumspectă pentru că așa trebuiau să-și unească forțele și în ceea ce privește CEO. Doamnă, au făcut credeți-mă. Și au unit forțele până n-am luat. Le-au unit forțele în ceea ce privește CEO. Când? Da. Acum, la sfârșit de mandat și încă nu se știe acum, ce efecte vor reuși să creeze cu aceste modificări. Să o facă bine că au făcut-o și acum. Da, da, de acord, e foarte bine că au făcut-o și acum. Zic doar că 4 ani au stat degeaba și că mi se par foarte dubioase ideile care vin acum. Spre final, da. Acum când mai avem o țară și începe campania. Vreau să vă spun altceva. Alții au făcut o țară. Adică când a fost vorba și dau exemplu Bihor, dau exemplu Arad. Sunt multe zone în care s-au unit și au pătras la noi nu există chestiunea asta. La noi suntem dușmănoși de nave mai trebuie să moară capra să moară capra vecinului. Am văzut o luare de poziție. Doamne, dacă au venit și PNL-ul, puteam să treacă legea și fără ei. Se devină pentru orice e rău. Hai să nu mai privim așa și pentru lucrurile importante să zicem bravo, bine că a venit și știți de ce vă contrazic? Pentru că am făcut dezbateri în acea perioadă așa? Și toată lumea a refuzat să-și asume responsabilitatea. PNL-ul dădea vina pe PSD, PSD-ul pe PNL. Și a fost așa un ping-pong. N-am fost eu prezent. Eram așa ca la tenis. Eu n-am fost prezent la dezbateri, eu mi-asum lucrurile. Dar știți la ce mă refer? Deci, e fix așa a fost și așa e, adică nu-i de asta din aia voastră mai sfinți, că poziția asta așa e și de parte și de alta. Cel mult sfințișori. Dar vreau să vă spun, dacă l-am prin comparație cu PSD-ul, chiar sunt. Pentru că n-au fost acolo mulți dintre ei. Vreau să spun altceva. Noi am avut o șansă uriașă. Și credeți-mă că toți gorjenii ăștia, inclusiv peneliști, pediști, tot ce au fost, au sperat atunci când a fost Ponta prim-ministru. Dom'le, se va întâmpla ceva la noi. Nu s-a întâmplat nimic. Și acum eu am o întrebare. Păi și Ponta va veni și trebuie să-l întrebăm. Ponta, tu ai fost de vină sau Cârciumaru? Și Călinoiu. Cârciumaru și Călinoiu au fost de vină, dar Ponta se putea impune. Păi. Dar Cârciumaru și Călinoiu au fost principalii vinovați. Ce faceți dumneavoastră? Ce vedeți dumneavoastră că ați putea să faceți? Că l-ați auzit pe o mare încredere în oameni din generația dumneavoastră și în dumneavoastră și în domnul Pecingine. Păi uite, domnule Eduard Lădăru, haideți să ne unim să facem și noi un pug, măcar acum între al 13-lea ceas, pentru că sunt o groază de dosare pe rol chiar astăzi la Creva, la Curtea de Apel. Și acum toată lumea o să se strige așa, blad, PNL cu ALDE, deci ar fi cultură. Noi suntem niciun blad PNL cu ALDE. Suntem în anul nou șoc cu și n-avem nou șoc deci cu nu este. Vă dați seama că sunt la urbanism aici, figurează că sunt teren agricol și extravilan și deja s-au construit pe puzuri, s-au construit cartiere. Vă dați seama, suntem în nou șoc. Vă mulțumesc frumos pentru prezența din această seară, le mulțumesc oamenilor care ne-au sunat, am stat mai mult în emisiune, special pentru cei care au sunat în prima parte și n-au putut din cauza că aveam legăturile telefonice făcute cu cei de pe listă. Așadar ne oprim aici în această seară, vă dau întâlnire din nou mâine când sperăm să aflăm mai multe despre intențiile lui Florin Cârciumaru de a rămâne sau nu pe lista PSD și vom vedea ce se va întâmpla și cu acești primari și ce înseamnă deșteptarea lor. Rămâneți în continuare cu programele TV Subseară, bună vă doresc!